Să vorbim despre cum a început totul, și anume din de când ați fost la facultate, v-ați dus la Politehnică la Iași în 1987, unde ați făcut facultatea de textile. Textile, da. Și de acolo cumva am urmărit într-un interviu că a fost o tranziție cumva subtilă în momentul în care ați ajuns imediat după facultate la Ministerul Industriei și ați ales să fiți la organizații internaționale, în departamentul de organizații internaționale. De ce? Cum s-a produs tranziția? Sigur că nu putem să reconciliem acum decizia de a merge eu la ce facultate am mers, care de fapt nici n-a fost a mea, cumva a fost a părinților mei, ca să fiu foarte cinstită. Ea nu mai are sens în lumea în care trăim acum și n-a mai avut sens după 89. Și n-o să insist pe sensurile dinainte. Ești fată, deci trebuie să trăiești la oraș, dacă nu te poți face profesoară, că nu trebuie să ajungi la țară, aia nu. Iată că singura opțiune devenise textile la Iași. Da, asta este... Acum râd când mă gândesc, pentru mine a fost un chin toată perioada aia, nu mi-a plăcut deloc. Dar eu sunt din acei puțini care după ce fac o facultate de 5 ani știu exact ce, am știut exact ce nu vreau să fac în viață. Deci în clipa în care am terminat facultatea am zis ok, un lucru e cert, nu știu unde o să mă duc în viață, dar un lucru e cert, textilele astea nu o să mai am de-a face cu ele. Și ca atare sunt și dintre acele cazuri care n-a lucrat nici măcar o zi în domeniu pentru care s-a pregătit 5 ani. Deci da, ăsta a fost sensul, ăsta a fost twist-ul și schimbarea de inflexiune când, mă rog, cei care mă testau, că am dat un examen, nu, să intru la Ministerul Industriei și chiar ministru, un ministru foarte interesant, cineva care avea o mare dragoste pentru tineret și investea și vroia cumva să primenească puțin funcția publică. Și el mi-a zis, ok, deci ai făcut textile, deci te duci la departamentul de textile pielărie. Și eu am zis, nu, asta oriunde, am zis, nu, la textile nu se poate. Și mi-aduc aminte fața lui, expresia lui amuzată când m-a auzit și mi-a zis, ok, nu, dar unde ai vrea tu? Și eu atunci pur și simplu am îndrăznit să numesc probabil departamentul cel mai aspirat, nu? Că toată lumea ar fi vrut relații internaționale și norocul meu că de calificat nu mă califica nimic în afară de faptul că vorbeam un număr de limbi străine la momentul. Și ați ajuns acolo. Și așa am ajuns, da. După care ați fost timp de 7 ani, v-ați petrecut 7 ani la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Cum ați ajuns acolo și ce ați făcut acolo? Tot așa, acum o să fie amuzant pentru cine ne ascultă, viața mea a fost un concurs de împrejurări. Întâmplător am ajuns la Banca Europeană printr-un noroc realmente și de asta continui să cred și chiar cred că norocul are importanța lui foarte mare în ce ni se întâmplă în viață. Adică sunt momente când trebuie să se întâmple ceva, este o scânteie, o vorbă, o ceva care îți schimbă destinul, pur și simplu. Deci împrejurările prin care eu am ajuns de la minister la Banca Europeană au ținut foarte, foarte mult de șansă. Deci credeți în destin? Nu știu. Dacă în destin, dar sigur în noroc, dacă destinul este ce face ca să ți se întindă o mână de ajutor într-un moment critic, da, putem să definim așa, da, deci am avut noroc, altfel spus. Am ajuns la Banca Europeană, care este un fel, este un organism public, este o organizație publică și am lucrat în perioada de învățare, deci practic terminasem facultatea de un an și pentru mine a fost extrem de formator și de important, însă undeva în o voce îmi spunea în permanență, cred că după 4-5 ani, vocea aia devenea din ce în ce mai vibrantă în capul meu, este totuși sector public și nu vrei să fii etichetată că ești public sector person pentru restul vieții tale și trebuie să schimbi. Dar după aceea v-ați dus la masterat în Paris, la administrație publică.
Ei, Doamne, da, n-aș zice administrat, da, școala asta care nici nu mai există, ENA, care tocmai a fost desființată anul trecut, firește de către un absolvent, de către domnul Macron, un enarc, așa, da, este o școală de studii politice, dar este într-un fel o școală de studii economice și politice de înaltă ținută. Și aici a fost realmente o întâmplare și asta a fost un twist. Tot e ușor să cumva să unești aceste puncte privind retrospectiv, dar la momentul ăla habar n-aveam. Aveam un coleg întâmplător român la Banca Europeană, care lucra la Londra și cu care lucram împreună, care făcuse ENA. Și el mi-a tot povestit despre această școală, cine știe, poate nici n-aș fi aflat în timp util, poate aș fi trecut pe lângă asta. Dar felul în care vorbea el despre școală și despre felul în care l-a influențat și așa, m-a marcat pe mine suficient de mult cât să mă pregătesc pentru examen și să mă duc să dau examen. Convinsă fiind că școala e atât de selectivă, de exemplu, când am dat eu examenul, cred că am fost spre 200, sigur peste 150, pe un singur loc. Oh. Și convinsă fiind, de asta spuneam că i-aș spune copilului din mine să fie puțin mai încrezător că lucrurile ies, convinsă fiind că n-am nicio șansă, că n-am cum să fiu cel mai bine pregătită din 150 de oameni sau câți ori fi fost acolo. Și iată, stupoare, am fost admisă, da. Și ați numit anul petrecut în Paris ca pe un an sabatic. De ce? Pentru că, spre deosebire de colegii mei de promoție, spre deosebire de chiar toți, nu mai era nimeni în situația mea, eu îmi dădusem demisia ca să fac această școală. Deci pe mine nici nu mă trimisese nimeni și nici nu mă aștepta nimeni la întoarcere. Și asta mi-a dat o libertate totală și o, cum să spun, o plăcere între facultate și ENA. Am făcut un master în business administration pe care l-am perceput tot ca pe o școală și relația mea cu școala n-a fost cea mai roză întotdeauna, adică nu am... În medii academice nu am înflorit. Era clar că nu e locul meu în mediul academic. Ok? Spre deosebire de celelalte două experiențe care totuși au totalizat vreo aproape 9 ani, ok? Perioada petrecută în Franța la ENA a fost o perioadă de libertate totală intelectuală și de plăcere de a studia. Eu știu, având ca dascăli niște personaje de mare, unii de mare, mare calibru și de mare ținută și având o ușurință de a alege curricula pe care nu mai avusesem, pentru că practic nici acolo nu puteam să-mi aleg curricula, cam toate erau impuse și obligatorii. Dar eu cumva am navigat și am ales să mă bucur de ceea ce mă interesa cu adevărat și să-mi dedic atenția și puterile mele de focus, de studiu, de către acele materii care chiar mă interesau. În 98, când erați la masterat, fiul dumneavoastră avea un an. Cum ați gestionat relația la depărtare cu el? Ce să zic, și bine și prost, părinții mei mă asiguraseră că se vor ocupa de el și că timpul o să treacă, nu o să fie o nenorocire, deși e foarte greu, e mai ușor să-ți imaginezi decât să faci asta. Ei, n-am putut la un moment dat, după câteva luni, pur și simplu nu am putut să stau departe de el și l-am adus cu mine. Deci, eu l-am avut pe Tudor la Paris. Așa greu cum era și el foarte mititel și dacă vrem să râdem, aș spune că stăteam la etajul 6 fără lift, ok? Deci urcam 6 etaje, el nu avea 2 ani și era foarte grăsuț și nu mai urca de la etajul 2, se punea cu fundul pe scări și trebuia să-l urc în brațe. Deci, așa cum zicea mama,
Îmi zicea la telefon, asta nu sunt condiții să crești un copil, ar trebui să-l trimiți înapoi în țară. N-am putut. Bun. Ați fost la... vreau să parcurgem cumva, să punctăm momentele în carieră. Ați fost la KPMG. Da, imediat când am venit din Franța. După KPMG ați ajuns la Raiffeisen Investment în 2004. Ați, după 10 ani la Raiffeisen, mi se pare interesant că în 2014 v-ați fondat o firmă de consultanță, Filipescu Vișa Financial Advisors. A fost o schimbare de scenariu. De ce ați făcut această tranziție? A fost foarte mult de context și de decizie luată la momentul ăla. Cumva eu m-am bucurat în perioada de 10 ani în care am condus subsidiara de investiții a grupului Raiffeisen. M-am bucurat de o libertate profesională foarte mare și a fost o perioadă de înflorire, o perioadă în care am format mulți oameni, în care am avut o echipă foarte puternică, o perioadă foarte bună profesională, care într-un fel a venit la un sfârșit ca toate lucrurile bune atunci când s-a luat decizia la nivel de grup să fuzioneze entitățile de advisory cu băncile comerciale. Ori de la acea libertate profesională, cumva percepția mea a fost că într-o bancă comercială rigorile vor fi risk management în primul rând, va fi altul și atmosfera și rigorile și până la urmă activitatea de advisory, de investment banking este întotdeauna periferică într-un grup bancar, ok? Deci veniturile vin 99,9% dintr-o parte și mai există și alte activități. Și atunci cumva mi s-a părut că nu asta este ce aș vrea să fac și împreună cu cel mai de multă vreme colaborator al meu, cu Florin Vișa, am fondat Filipescu Vișa și am luat cu noi o parte din colegii de la Raiffeisen. Da, aș spune că acum sunt din nou independentă, adică din nou într-un setup antreprenorial, așa, independentă. Care sunt planurile? M-am reîntâlnit cu Florin Vișa, lucrăm din nou împreună. Da. Planuri de viitor aveți sau momentan mergeți în această direcție cu firma pe care o aveți? Știți cum e cu viitorul, numai Dumnezeu le știe, omul este sub vremi, deci nu am așa niște planuri, am niște, eu știu, speranțe, dacă pot să spun așa, că viitorul nu o să fie